Partea a doua din Explorat Advent Serverul este aici sub ochii voștri, deci haideți să începem de unde a rămas. Și pe evident dacă nu ați vizionat partea 1, v-aș recomanda să o faceți pentru că are oarecum sens cu partea 1 și... Adică, na, vre vreți să vedeți ambele părți pe scurt. Așa cum am spus și data trecută, avem două caractere noi care vor apărea în joc și un pet care are o abilitate puțin mai inutilă. Petul se cheamă Puck și abilitatea sa este că te lasă să folosești orice alt skill al oricărui alt pet pentru a-l avea pe el. Iar acum să trecem la partea și mai interesantă, Awakened Alok și Sonia. În episodul trecut am vorbit despre cum Sonia este caracterul mai interesant decât Awakened Alok, însă și Alok este destul de interesant, însă hai întâi să vedem Sonia-ul. Dacă nu vă mai aduceți aminte, am spus că abilitatea sa este să își dea un fel de revive după cel mare HP și... cum așa funcționează. Este atât de real pe cât pare, ceea ce ați văzut este adevărat și este efectiv caracterul în sine. Partea bună, din fericire, este că nu este invincibil, așa cum am spus, are un scut de 150, adică în cazul în care o să trageți în caracter cât timp. Vrea să fac kill pe voi, nu o să poată și nu o să revină înapoi în joc pentru că să revină apoi în joc după ce teoretic trebuie să mori nu prea este ceva ce vrea toată lumea. Poate doar dacă sunteți în locul Sonyi și vreți să preveniți în meci după ce ați făcut un kill ca să aveți 150 HP și știi ceva, hai să trecem mai departe. Am vrut să testez de mai multe ori să mă asigur că este adevărat însă când am vrut să testez a doua oară am uitat că nu este încărcată abilitatea și... Ups. Pentru că, aparent, și caracterul ăsta are cooldown din fericire, din păcate, din orice vreți voi. Și mă bucur că o face pentru că să-ți dai revive de câte ori vrei tu pe meci era destul de nervant și măcar atât să fie balansul. Acum, pe evident, probabil singura persoană fericită este Sonia pentru că poate să-și dea HP în cazul în care nu mai are și dacă face kill în cele 6 secunde sau cât sunt. Totuși, dacă stau să mă gândesc, cred că problema o să fie la squad, pentru că dacă rămâi singur și te prinde un squad și trebuie să faci un kill ca să-ți revii și nu poți, da, mult noroc. Dar acum să zicem că sunteți curioși ce se poate întâmpla dacă aveți caracterul și vreți să... sau de fapt o să pice drog pe voi, ca să zicem că... A picat, nu că ați vrut voi. Ei bine, vreau să vă anunț că am testat chestia asta și... Oh. da, se pare că indiferent dacă ai caracter sau nu, dropul este mai șmecher. Din păcate pentru Awakened aloc n-am putut să fac rost de coechipieri pentru că e destul de greu să faci rost de coechipieri pe advent server, așa că am preferat să arunc skill-ul pe jos și să văd cum funcționează. Dar ceea ce trebuie să înțelegeți este că dacă cu echipierii poți să adune notele alea muzicale, poți să aibă exact același efect pe care îl are alocul, adică să își dea aura de HP. Ceea ce, din nou, poate să fie o chestie bună, poate să fie o chestie rea, sincer nu știu pentru că nu știu câte persoane folosesc alocul în primul rând. Dar, hei, dacă vă numărați printre ele, acum aveți un motiv în plus să vă jucați cu aloc. Am vorbit despre schimbările din afara jocului, dar oare cum rămâne cu cele dinăuntru jocului? Ei bine, stați fără griji pentru că atât Battle Royale-ul cât și Clash Squad au primit un update significant și anume că puteți să jucați pe orice hartă, pe ambele moduri. Singurul lucru la care pot să sper acum este că chiar se adeverește și că o să putem juca pe toate hărțile, pentru că e cam singurul lucru care mai rămâne de făcut, pentru că suntem destul de limitați la 3 hărți pe Battle Royale și vreo 4 la Clash Squad sau câte sunt. Așadar consider că orice schimbare de genul este în avantajul nostru și puteți să dezactivați ce hărți nu vreți să vă jucați evident, însă o să vă dezavantajeze puțin pentru sistemul de punctare. Vorbind de puncte, e timpul pentru Battle Royale. O mulțime de chestii o să apară pentru Battle Royale. După cum puteți vedea, avem un nou lobby în avion care arată interesant, este puțin cam mic în deosebire de orice alt lobby am avut până acum, însă dacă nu v-ați dat seama este vorba despre un avion, adică avionul din care toată lumea trebuie să iasă pentru a se arunca pe hartă care își deschide ușița când mai sunt câteva secunde și după care este timpul să vă aruncați Odată aruncați, parașutați și ajuns la sol, o să vreți să faceți ceea ce face toată lumea, adică să-și caute loot. Însă o să aveți o surpriză când o să vedeți că sunetul a fost schimbat cu cel din Free Fire Max. Cel puțin din punctul meu de vedere, nu prea sunt un fan al acestui sunet, însă nu sunt eu cel care decide chestiile astea, așadar va trebui să ne obișnuim și cu asta. Dar acum vă trebați, oare ce alte schimbări mai există? Una dintre ele o să observați când luați arma în mână pentru că și sunetul pentru luat arma în mână. A fost puțin modificat, nu cred că este chiar atât de oribil, până deosebire de alte schimbări care au avut loc și au afectat destul de mult audio-ul. Schimbarea asta o consider un 50-50, acum dacă îți place bine, dacă nu, nu. Dar, acum însă, să spune că ai alte planuri. Te-ai gândit să intri în meci, dar cineva te-a sunat și te-a spus că trebuie să ieși afară. Ce faci? <truză> Dacă alegi calea ușoară, vei ieși din setări, adică vei aștepta câteva secunde după care vei părăsi meciul. Dar totuși, să zice că nu vrei să părăsești meciul și vrei să fie o cale mai ușoară. Această cale se numește Falling Damage. Și acum, pe cât de ciudat ar suna să te elimini din Falling, să spunem că o să o faci doar pentru că trebuie. După ce teoretic n-ar mai trebui să poți să mai revin în joc, se pare că o faci pentru că este un nou eveniment care va apărea pentru că se fac 6 ani de Free Fire. Eveniment care îți permite să îți dai revive dacă alergi ca nebunul pe chestiile astea și poți să faci doar în primele 6 minute jumătate ale jocului, după care dacă nu vei muri pentru a putea să alergi pe aici și să completezi toate pătrățicile astea, vei pierde șansa la revival extra. Bine, acum dacă sunteți experimentați și nu aveți nevoie de revive, puteți să rămâneți în viață. Însă pentru cei care alegeți calea grea și vreți să muriți și ajungeți aici, va trebui să vă țineți bine pe picioare pentru că aveți un timp limitat ca să vă mișcați. Și acum ești prins aici unde va trebui să alergi ca nebunul pentru a putea să primești revive, însă după ce o să faci cu succes asta, primești mesaj de la prietenul tău care îți spune că s-au anulat planurile și că teoretic ai făcut o chestie bună că nu te-ai eliminat din setări. Acum că ești în viață, poți să continui înapoi toate nebuniile de aventuri pe care vrei să le faci, dar Realizez că există și backpack-ul. Opțiunea pentru sortare în backpack a primit un mare, mare, mare upgrade după cum se poate vedea pentru că acum backpack-ul îți oferă abilitatea de a avea toate chestiile stocate separat sau stocate în același loc pentru că, sincer, sunt persoane care nu preferă să dea scroll în backpack. Consider că este chiar una dintre cele mai importante schimbări din backpack și din toate chestiile care au mai fost făcute, însă asta e cu adevărat una șmecheră. Iar acum un ultim lucru pentru că se pare că se termină și meciul, ai terminat, ai făcut tot ce trebuie și se pare că ai făcut și buiaul. Dar totuși te simți de parcă meciul să te terminat cam repede și mai este timp de încă unul. Ei bine, ce să vezi că până să apeși pe butonul pentru lobby, mai există un nou buton pe care scrie Play Again, care îți permite să intri în următorul meci mai rapid decât să ieși în lobby și după aia să dai pe start din nou. Probabil unul dintre cele mai bune butoane vreodată planificate pentru că mai salvează câteva secunde acolo, poate uneori și chiar minute pentru că cine știe, cineva chiar are de gând să se ducă undeva, dar tu până atunci poți să încă un meci și e mai ușor să apeși pe play again și să te distrezi. Însă din păcate distracția se va termina aici pentru că se pare că acest episod se aproape de sfârșit. Cu siguranță vor mai părea câteva chestii până în următoarele zile, până să eu zic că ceea ce a fost important a fost acoperit, deci... Pe scurt, toate chestiile pe care le-ați urmărit și în episodul ăsta și în episodul trecut sunt o mare parte a schimbărilor care vor urma să apară. În cazul în care ați ajuns până aici, vă mulțumesc pentru vizionare și în cazul în care nu ați urmărit partea precedentă, v-aș ruga să o faceți pentru că este o serie din două părți și merită cât de cât să știți măcar ceea ce urmează să se adauce. Ca de fiecare dată, mulțumesc pentru vizionare și toate cele bune!